Bogdan de la Ploiești, ironie la adresa lui Țancă Uraganu. Ce mesaj i-a transmis colegului de Breaslă? Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai apreciați maneliști din România și se bucură de mult succes de data aceasta, a formulat mai multe ironii la adresa unui coleg de breaslă și anume Țancă Uraganu, iar clipul a devenit viral pe rețelele de socializare. Bogdan de la Ploiești, ironie la adresa colegului său. Bogdan de la Ploiești și Țancă Uraganu sunt doi cântăreți respectați care fac show de fiecare dată când apar în fața publicului. De-a lungul timpului, cei doi și-au aruncat diverse ironii în spațiul public, iar fanii au fost martorii discuțiilor avute. La fel se întâmplă și de această dată, când Bogdan de la ploiești reacționează la noua piesă a colegului său de breaslă. Țancă uraganul poartă o pereche de șosete negru cu galben, ce amintesc de culorile albinelor, iar cântărețul face mai multe ironii pe seama lor. Pe rețelele de socializare a menționat că toată lumea se teme de aceste insect, dar colegul său nu, deoarece a ales să le poarte în picioare. La final i-a urat succes cu noul hit pe care îl lansează. Băi, oameni buni, tuturor ne este frică de albine, și asta demonstrează ce om bun este țancă. El iubește aceste insecte și le-a pus în picioare. O sută de procente vei câștiga cu această piesă, cum se numește, a spus Bogdan de la ploiești pe rețelele de socializare. Bogdan de la ploiești, mai apropiat de Dumnezeu. Bogdan de la ploiești postează despre rețelele de socializare, iar un mesaj i-a surprins pe fanii săi. Manelistul a avut întotdeauna o atitudine sinceră și a mulțumit mereu lui Dumnezeu pentru toate reușitele sale, iar acum a făcut același lucru. A mulțumit Divinității pentru tot sprijinul și sănătatea sa, dar și a familiei sale. Totodată este recunoscător că este iertat pentru păcatele lui. Semn că manelistul s-a apropiat mai mult de credință și de Dumnezeu. Bunul nostru Dumnezeu, în primul rând, țin să mulțumesc pentru sănătatea pe care mi-o acorzi mie și familiei mele, pentru că am părinți uniți care mă iubesc și o soră minunată, care ar face orice pentru mine. Mulțumesc că am dreptul la educație, la un viitor mai bun și că am șansa să fac ceva deosebit în viață sunt recunoscător că mă ierți când păcătuiesc sau dacă mai scap câte o vorbă oribilă și că dai o nouă șansă întotdeauna, a scris Bogdan de la Ploiești pe contul său de Instagram, în urmă cu ceva timp.